Harul Preasfântului de viață pe cătul tău tu, care sfințește toate și sfințește apa aceasta, acum și pururea și în vecii vecilor. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a binecuvântat picturile din troița Fundației Umanitare Omenia din Valea Adâncă, Comuna Miroslava. Slujba aghiazmei mici a fost urmată de citirea rugăciunilor speciale de binecuvântare a icoanelor și de sfințirea undelemnului. Cu acest prilej a fost sfințită patiseria Fundației, ce va fi inaugurată în viitorul apropiat. Părintele Florin Buțincu, de la parohia Brustureț Mironeasa, a remarcat în cuvântul adresat cât de importantă este ascultarea față de duhovnic în lucrarea filantropică. Iată ce poate să fie mai frumos decât să avem pe acești sfinți ocrotitori și să-i cinstim prin viața noastră, prin purtarea noastră, prin rugăciunile pe care le înălțăm înaintea lor și înaintea Preacuratei Maicii lui Dumnezeu și mai cu seamă să ducem mai departe cu cinste și cu demnitate numele lor. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță i-a felicitat pe membrii familiilor strugaru Florin și Valentina, Rusu Andrei și Alexandra și strugaru Mihai și Cătălina pentru că s-au ostenit în bunul mers al Fundației Omenia. Banderoadele din darul Domnului, care a lucrat atât de frumos, peste tot unde mă întorc și unde sunt chemat să sfințesc la o sfântă biserică ridicată de dumnealor, de fiii mei duhovnicești, la o casă socială, alte multe fapte înălțătoare care știe Dumnezeu și unii dintre frățile voastre. Florin Strugaru, președintele de onoare al Fundației Omenia, a rememorat începuturile înființării așezământului social din Valea Adâncă. E adevărat că prin cuvântul părintelui Stareț, prin anii 2001-2002, mi s-a adresat mie și domnul Costică Pastrnac: măi, oameni buni, vă văd cu suflet mare, faceți ceva împreună. Și atunci noi ne-am întâlnit și am pus bazele la acest centru. Eu vă mulțumesc astăzi că sunteți lângă noi la sfințirea acestei troiți. Fundația Umanitară Omenia desfășoară activități de furnizare de servicii sociale specializate pentru tineri cu vârste între 18 și 26 de ani, care provin din centre de plasament sau care se confruntă cu lipsuri materiale. Până în prezent, cu sprijinul fundației, s-au construit 10 case pentru foștii beneficiari.